tuturor, plus pentru sănătate la Ardeal TV. Ne aflăm într-o epocă în care uh, există foarte multă schimbare. Schimbare în sensul, eu știu, locului de muncă, a prețurilor, a uh, dorințelor noastre, a tot ceea ce înseamnă viața, practic, de zi cu zi. Bun, dar lucrurile acestea ne și afectează. Adică psihic nu toată lumea reușește să treacă peste, adică multă lume nu reușește să treacă peste sau să se adapteze la, eu știu, nou loc de muncă, nou, orice schimbare de acest gen, uh, pentru că ne eram, noi eram obișnuiți, cel puțin generații după generații, să fie cam aceeași, eu știu, viață fără schimbări majore. E Acum sunt provocate de război, de pandemie, de tot ceea ce doriți, de evoluția tehnologiei, dar... Uh, despre toate acestea, în minutele următoare, Valentina Iacob, consilier vocațional și life coach, să rămână și bine ai revenit la noi în emisiune. Bine, v-am regăsit și ca de obicei, o bucurie să fiu alături de, de voi. Bun, Vali, acum prima întrebare, de fapt, consilier vocațional, apropo ce? Vezi, apar tot felul de iarși noutăți, profesii diferite, noi. Practic, pentru marea majoritate, life coach, bun, începem să ne obișnuim cu ele, dar, de fapt, consilier vocațional, apropo de. Da, este un statut, este o certificare pe care pot, poate o acces să o acceseze oricine. Își dorește să îi ghideze pe alți oameni ca să ajungă să aleagă locul de muncă, poate. Afacerea care dorește să-și o dezvolte și să fie în acord cu cine este el. Pentru că noi facem alegerile, apropo de schimbare, de multe ori, neinspirați, ne căutând ceea ce este în acord cu noi, doar că poate e mai bine așa, poate că am auzit că la alții au funcționat. Ideea este: ca să-ți găsești vocația, înseamnă să să fii pe misiunea ta personală, să faci lucrurile cu mult mai multă ușurință, să nu te duci cu stres la, la muncă, ci să o faci cu drag, cu toată inima și să aduci un plus valoare în viața oamenilor prin ceea ce alegi să faci. Bun, acum eu vreau să întreb și uh, lucrul acesta. Nu întotdeauna voit facem schimbări. Adică, da, suntem, schimbările sunt determinate și, eu știu, evoluția noastră personală, a celor din jurul nostru, efectiv se schimbă. Bun, confortul și, eu știu, acel cerc interior în care ne, e al nostru și în momentul în care trebuie să ieși din el, nu e comod totuși. Chiar dacă probabil multă lume merge pe partea materială, schimbăm pentru a fi mai bine da, s-au spers că îmi va fi mai bine. Acum și foarte multă lume a plecat, să zicem, afară, da, acum fac o paranteză mică, nu neapărat să-i fie mai bine pentru că nu, nu mai avea ce să facă aici, să spunem. Mă rog, asta era explicația lor, o luăm uh, ca atare. Dar schimbarea, Na, nu știu, da așa? nesiguranță. Haideți că asta e cuvântul. Și uite aș puncta așa, Aș începe cu finalul la început. Să cauți să să-ți găsești siguranța în nesiguranță. Și aș propune ca acesta să fie firul întâlnirii noastre de astăzi și, într-adevăr, nesiguranța asta dă foarte, foarte multe bătăi de cap oamenilor. Ca așa ni s-a transmis că e nevoie să fii sigur. Pe ceea ce poți fi sigur, din punctul meu de vedere, este pe ceea ce tu ai investit în tine. În tine ca și om, ca și cunoaștere, autocunoaștere și bineînțeles cunoașterea celor din jurul tău pentru că tendința care este atunci când ești pus în fața unei schimbări S-ar putea să te confrunți cu uh, situații care nu corespund cu cine ești tu. Și atunci frustrările și nemulțumirile vin din punctul ăsta uh, că nu știi cum să gestionezi anumite situații. Iar schimbarea, cum spuneai și tu, este un lucru intenționat. Pe de o parte, și pe de altă parte, ești pus în fața faptului și e nevoie să te adaptezi. Schimbarea. Și cu adaptarea merg mână în mână. Dacă tu ai un grad de adaptare ridicat, îți va fi foarte ușor să gestionezi situații, indiferent că vine pandemie, că prețurile cresc, scad. Tu știi că poți să faci ceva ce ține de tine, care să se adapteze, astfel încât să te poți adapta la situația actuală. Dar revenind și apropo, ne dezvoltăm. Întrebarea este cât de mult timp, și aș merge cu o întrebare pentru telespectatorii noștri și cei care ne urmăresc: cât timp din zi îți oferție personal? Intenționat. Adică, trezesc dimineața, să spunem, partea de sport, da? partea pe partea fizică, partea de alimentație, partea de stat cu tine. Pentru că de aici fug foarte mulți. Ca să poți să gestionezi schimbările, important este să stai cu tine și să să identifici unde e important să faci schimbări, ca să duci o viață mai împlinită, să fim în armonie cu ceilalți, să fii deschis, să primești de la ceilalți iubirea, să primești ceea ce ți se oferă, pentru că noi cam respingem așa ce vine despre noi. Adică nu nu ne -a, uh, poate că nu neapărat uh, uh, respingem, uh, nici nu suntem conștienți că vin către noi. Că, de fapt, asta e. Deci, suntem atât de ocupați cu stresați, că acum nu pot folosi alt cuvânt, de ceea ce se întâmplă în jurul nostru, cu noi și ce e în jurul nostru, încât nu. Nu vedem că mai e ceva frumos care vine spre tine. Adică deschide-te, lasă puțin, pune frâna acolo și... De... Nu, nu cred. O parte, da, datorită vouă și felul în care evoluează lumea, butonatul și cine dorește începe să cunoască lucrurile de genul ăsta, da, e ok, e un procent de, nu știu, sper cât mai, cât mai mare. Dar ceilalți, nu, nici nu-și dau seama că lângă ei cineva ăncerești unde unde vreau să nu au Când, ei în spun moment... că nu au timp, știi, A, mă rog, eu o A, o replică doar. Nu am. Se mai întâmplă un, un fenomen foarte interesant pe care l-am experimentat și eu acum 8-9 ani când am început procesul acesta de schimbare și al meu, al modului de a gândi, a percepe lucrurile asta în alt tip de, de medii cu oameni care uh, sunt preocupați spre cunoaștere, spre progres. Ei și atunci chiar a fost o provocare fiindcă cei din uh, cei din jur și în special cei apropiați uh, au început să te vadă cumva Adică, te întrebau ce, faci parte dintr-o sectă, nu mai gândești ca noi, coboară cu picioarele pe pământ. Deci, în momentul în care începi un proces acesta al schimbării, e important să te aștepți ca cei care te-au văzut până atunci, într-un anumit fel, să te perceapă diferit. Ei ce vor? Din dragoste, să-i spunem așa, din iubire, ei vor să te aducă înapoi, pentru că ei nu știu cum să gestioneze. Dacă tu, tu te schimbi, știu ce să facă. Nu au nici ei educația. Unul, tu ești la început și unde mai pui că atunci când încep să lucrezi cu tine și să accesezi cunoașterea proprie, tendința este să vii, să spui din ceea ce ai aflat nou. Vezi că funcționează lucrurile diferit. Uite, într-o situație în care poate te enervai și erai agitat, acum poți să o privești cu calm și dorința este să dai mai departe, uite, poți și tu să faci așa. Și, de fapt, este un consum de energie pe care l-am experimentat și eu, dorința asta de intervine salvatorul acela care vrea să salveze lumea. Da, mă, uite că există și alte posibilități. Dar până omul nu este pregătit să vadă, să, și să vadă, de obicei așteaptă un moment în care trec prin greutăți ca să înceapă să se schimbe, și nu sunt dispus să vadă că schimbarea poate fi accesată acum. Ok? Ia să vedem. Care este primul pas? Și acum mă adresez uh, celor care ne privesc: care este primul pas pe care ți-l asumi să-l faci astăzi, care va crea un viitor mai măreț? Singur aspect. Poate schimbi modul de alimentație, da? Poate îți schimbi, zici, hai să fac 30 de minute de sport în fiecare zi. Hai să gândesc diferit. Pentru că, dacă îmi permiți, acum sunt da, așa rog. în plus. Fluxul... Da, 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 ai pornit, corect. Da. <laughs> Apropo de schimbare, fiindcă am predat cum funcționează mintea, de obicei oamenii tind să schimbe rezultatul și se duc acolo și se ancorează în rezultat fie că este vorba de o afecțiune, că uite, suntem la o, o plus pentru sănătate, da? Haideți să punctăm și partea asta de sănătate fizică, da? Vrei? În corpul fizic ai o boală. E, o afecțiune. Și ce faci? Te plângi toată ziua, vorbești de boala ta. Că mă doare acolo, că mă doare acolo. Și cauți, da, te duci la medic, îți dă pastile. Asta este doar o mică parte. Scopul și uh, ideea este să te duci la sursă pentru ca tu să poți rezolva acea afecțiune. Nu este doar de planul fizic. Când vorbim uh, planul energetic, planul spiritual, sunt mult mai multe aspecte. Dar ce poți să faci concret, Concret, acum, pe loc, în câteva secunde, acum când ne auzi, dacă ai o afecțiune, da, să spui în loc că mă doare, mă doare. Să schimb modul de a gândi. Ok? Înțeleg că ești aici, înțeleg, adică faci pace cu tine, cu corpul tău, începi să-l iubești, nu-l mai judeci, pentru că dacă tu judeci corpul, îți pierzi și mai multă putere. Aici este o altă discuție pe care o avem și în cursurile pe care le predau, dar ideea este să faci pace cu corpul și să-l începi să iubești și partea de boală. Da? Să-i permiți că este acolo. Nu să lupți. Orice lupt. Uite, un război. Da? Când ești în război, ce se întâmplă? Există și mai mare tensiune, și mai mare. E! Iubirea vindecă. Da? Și atunci, buna dispoziție vindecă. În momentul în care tu începi să schimbi modul de a gândi. Ok, mă dure până. Să spun, mă simt bine. O să zici, ia Valentina, lasă-mă cu textele astea. Că asta e prima reacție, da? Lasă-mă cu textele astea că nu funcționează. Bineînțeles, cum să funcționeze lucrurile simple dacă ai fost obișnuit toată viața să cauți greutatea în orice? Și atunci vin că, să spun că e important să încep să schimbi modul de a gândi, pentru că orice afecțiune apare în corp pleacă practic de la ce? de la un gând care l-ai preluat, după aceea subconștientul tău, inteligența emoțională, dar emoțiile s-au amplificat, corpul a reacționat și una din reacții este boala. Și atunci să schimbi procesul ăsta e important, să schimbi modul de a gândi. Și să îți spui mă simt bine în loc de mă doare, chiar dacă te doare la început. E un proces. De câte ori ți-ai spus mă doare până acum? E, Gândește-te că e un proces să schimbi modul de a gândi, ca subconștientul, corpul, celulele tale să preia noua informație. Bun, Așa, am, da. am, am înțeles. Bun, dar uite-te, de exemplu, haideți să luăm și nesiguranța aceasta sau schimbarea neapărat, uite, intervine și așa, așa, pac, ajuns șomer. Mai înțeles? Deci, pur și simplu, totul e ok la un moment dat, anunțat sau neanunțat, motivat sau nemotivat, pentru tine, punct, nu mai ai. E, acum, lumea în ziua de astăzi are, fiecare încearcă să se descurce așa cum poate, există sistemul acesta, te împrumuți, ai credite, ai, ai, facturi, în primul rând, haideți să o luăm așa, ai facturi de achitat și la un moment dat, ți se rupe legătura aceasta. Bun, tu emoțional, cum poți să treci peste? pentru că facturile vor veni în continuare, indiferent ce faci tu, tu vei intra în criză pentru că trebuie să rezolvi problema. Ești tu atunci aici 100% ok? Ok, să zicem că acum ești încă angajat. Cât de mult ești dispus să investești în propria ta dezvoltare, să-ți o asumi, astfel încât dacă apare o situație de schimbare, fie că este, nu vorbim numai de schimbare de șomer, că s-ar putea partea aia cu șomerul să fie un punct pe care l-a accesat și l-a dorit undeva în trecut și acum se manifestă. E, când tu începi și te pregătești pentru orice schimbare, gândește că schimbarea este non-stop. În fiecare zi suntem într-o altă dinamică. Nu implică că e șomer, că nu e șomer, cât de mult îți asumi să citești ceva nou, să te pregătești pentru un viitor mai măreț, dar tu te pregătești energetic, să spunem așa, te pregătești pentru eșec. De ce? Pentru că în jurul tău oamenii ce vorbesc? E greu, nu se poate. Da, și sunt oameni care gândesc într-un anumit fel și oameni care gândesc în altă direcție. Și te întreb, care este modul tău de a gândi? Înspre prosperitate sau înspre nu o să avem? Gândește-te că acolo, înspre acolo, te vei îndrepta cu viața ta. Și atunci te mai întreb un lucru. Cât de dispus ești ca astăzi să-ți schimbi modul de a gândi, astfel încât să, să privești schimbarea cu bucurie, cu ușurință și cu glorie? Și, bineînțeles, să accesezi ceea ce este potrivit pentru tine. Asta este tot pentru cei dragi care ne, ne urmăresc. Uităm să ne punem întrebări. De fapt, prin coaching, asta fac. Adresez întrebări, întrebările și și întrebări care te scot din zona de confort, cum menționai și tu la început. Schimbarea presupune și să faci față provocărilor, presupune să ieși din zona de confort. Nu, nu poți să rezolvi o situație pe același palier pe care ai creat-o. Și atunci, hai să fii dispus. Să-ți asumi că nu știi unde va ajunge, dar cu cât vei învăța și te vei preocupa de dezvoltarea ta ca om, îți pot da scris acum, când te vei uita în urmă, vei fi la un alt nivel. Și asta îmi place când lucrez cu oamenii. Bine, într-adevăr, lucrez cu oameni care își asumă, adică cu oameni care vor să facă mai mult. Cei care se plâng, îmi pare rău, există și alte metode care să stai acolo, dar care poate n-au încredere acum, n-au curajul. Ideea este că se poate. Poți să trăiești viața pe care ți-o dorești atâta timp cât decizi. Primul pas este să decizi să schimbi ceva la tine. Deci, vezi, vorbim despre provocările schimbării. Prima provocare este de a lansa să faci o schimbare în viața ta cu tine ca și persoană. Poți să zâmbesc mai mult, să aduc complimente în viața oamenilor. Să mă focusez pe ceea ce funcționează mai mult în viața mea, nu pe ceea ce uh, nu funcționează. Unde pui atenție, crește. Da? Pe paharul plin, așa, aici. Da, da, cam așa, cam așa, da, bun, ok. Acum, haideți să uh, revenim. Uite, ne-am legat de... Părțile materiale, să zicem, apropo de schimbare sau ceea bun. Dar intervine și schimbare, uh, Nu știu dacă e neapărat corect, ce spun eu, dar uh, e într-o continuă schimbare și sunt într-o continuă schimbare și relațiile. Adică uh, dacă iarăși ne legăm, ce să facem, Avem un reper, asta e. Era la un moment dat, wow, relațiile erau de durată și cam pentru toată lumea, rare excepții, dar rare excepții erau erau blamate, erau așa, se condamna bun. Astăzi, pe lângă faptul că există tot felul de parteneriate, da, în fine, acceptate mai mult sau mai puțin de, există, dar, nu știu, pare așa că durata relațiilor s-a redus pentru un segment destul de important dintre noi. Este o carte foarte interesantă a lui John Maxwell, toți comunicăm, dar puțin stabilim relații. Dacă e vorba despre parteneriate, despre relație de cuplu, că acum sunt diferite raportări, da? oricum totul are la bază comunicarea, felul în care tu te adresezi, să fii conștient să... și să-ți dorești să cunoști tipurile de comportamente ale oamenilor, pentru că ele sunt predictibile. Ceea ce uh, un minus în comunicare este că vrem să-i aducem pe ceilalți în postura noastră și să-i facem să vadă cum vedem noi, deși ei au o altă structură, un alt ritm, un alt tip de, poate, de mentalitate, diferențe de accesare a cunoașterii. Și atunci să fim în îngăduință cu ei, să le permitem, să fim un exemplu, poate, pentru cine își dorește schimbarea. Dar să le permitem să evolueze în ritmul lor și să ne preocupe celălalt, să-l cunoști. Dar ca să poți să-l cunoști pe celălalt, e important să-l cunoști, să te cunoști pe tine, să ai claritate cu viața ta. Și atunci îți va fi mult mai clar și despre ceilalți și relațiile, că noi vorbim despre asta împreună cu persoane, dar câți dintre noi și câți dintre cei care sunt de ani de zile au ales conștient. Da, aici da? spui ceva. Da, nu, da, nu, din, nu din judecată. Nu din judecată. Pentru că multe judecăți provin pe linie familială. Că dacă are, dacă n-are. Și cu asta a crescut. Trebuie să aibă, să facă. Asta se promovează. Nu se promovează hai să sunt dispusă să-l cunosc pe omul respectiv astfel încât să, să văd dacă avem valorile diferite. Una dintre valori, doi oameni când se întâlnesc, poate unul își dorește copii, celălalt nu. Dar dacă ei nu știu ceea ce își doresc cu claritate, ajung, stau 2-3 ani împreună și atunci încep să discute și să-și dea seama, măi, dar eu îmi doream copii, dar nu mi-ai zis. Și acum am zis, eu nu-mi doresc. Și atunci este o ruptură acolo. E vorba de claritatea în raportul de relații adusă dinainte. Să fii specific. Și specific poți să fii când tu știi ceea ce vrei. Și mai e un aspect, și uite aici, e o nuanță apropo de relație și cei care își doresc relație de, de cuplu. A fi în relație sau să am o relație? Pentru că marea majoritate își doresc să aibă o relație. Și ce înseamnă? Cuvântul în sine, o proprietate, ca și că am fost învățat să avem, casă, mașină, da? În momentul în care îți dorești să fii într-o relație, practic a fi. Eu sunt cine sunt și pot să mă manifest la adevărata mea valoare în raport cu celălalt și sunt recunoscută pentru ceea ce sunt. Da, bun. Ok, uh, știi, eu înțeleg ce spui, uh, dar mă refer și la. Uh, eu știu, nu neapărat. Omul se desparte, uh, rămâne cu un regret, rămâne cu un. Uh, e afectat. Iar aici vreau să ajung. E afectat. Uh, greu. Iar ăștia putut să cauți? Uh, pentru că, da, bun, prin natura noastră, dar nu prea stăm singuri. Da, ok căutăm iarăși ceva după care comparăm orice găsim cu ce a fost. Iarăși compari, iarăși compari, compari îți faci tu o lume a ta și exact cum spuneai încerci ca cel pe care îl cunoști să fie la fel ca tine. Adică un fel de copie identică cu tine și ți se pare că mă, atunci ar merge. Nu cred. Exact asta. Oricum tendința este de a proiecta trecutul în prezent. Și ce vei crea un viitor? Plăcut? Nu cred, no, 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 pe baza trecutului și a experienței. În momentul în care tu lucrezi cu tine și de ce puncte să lucrezi cu tine, fie că vrei să faci schimbare pe parte de profesie, fie că vrei să faci pe parte de relații, lucru cu tine oferă timp. Cu asta am început emisiunea. Cât timp îți ofer tu? Pentru că în momentul în care tu îți oferi timp, da. O să vezi că și dezamăgirile de ce vin, pentru că ai avut așteptări. Și asta creează așteptarea. În momentul în care tu nu-ți mai faci așteptări, da? Și nu mai vii cu checklist să-ți bifeze checklist-ul, ci știi valorile tale și discutați pe baza valorilor, nu pe ceea ce avem, și discutați pe baza ceea ce puteți crea împreună. Mi-a plăcut un termen foarte mult în Access Consciousness despre uh, relație-creație. Fi să privești de acum înainte ce pot crea cu acel om mai măreț decât am făcut tot până în prezent. Și nu vorbești doar de gata, să fim acolo. Nu, să fim unul pentru celălalt, să creem ceva împreună. Și atunci, fiecare vine cu atul lui, cu aportul lui, frustrările, dezamăgirile le rezolvăm, că țin de emoțiile noastre nerezolvate. Când întâlnești un om care îți apasă niște butoane acolo și reacționezi, spune-i mulțumesc! Pentru că îți va arăta unde ai de lucrat. Dar ai de ales. Ori te duci acasă, te așezi pe canapea și butonezi, da? Și te mai uiți la niște știri din astea care te afectează, și mai ales la emisiuni din alea de unde toată lumea face o dramă și o dramă, sau ales să te uiți la plus pentru sănătate. Te mai vin. Uh, Fel de uh, subiecte și sunt puse în discuție niște teme care te pot pe tine ajuta. Și astăzi, dacă tu o idee o iei din întâlnirea noastră și ești prezent aici, pentru că mulți stau în față la ceva și mintea lor este în altă parte. Că îmi zicea cineva, dar eu sunt prezent. Bun. Ce fel de prezență? Că poți să fii fizic, eu sunt aici fizic, dar ești total și energetic, ești aici să percepi energia ceea ce se spune, să percepi cuvintele, că ți spun, ok, fiecare cuvânt are o energie. Pe baza lor îți creezi realitatea, îți crezi viața. Ce ales să vorbești, să te enervezi pe X sau să te întrebi, ok, ce mi-aduce benefic această persoană și nu sunt dispusă să văd? Sau situație. Când vine o provocare legată de relație. Da? Și Încep să te enervezi pe celălalt. Întreabă-te! Adevăr, care este acel lucru pe care nu sunt dispusă să-l văd și mă va ajuta să creez o, o armonie în relația noastră. Deci, practic, și totul da. este despre întrebare. Deci totul este despre întrebare. Practic, asta este cât timp ți acorzie, cu asta și încheiem, pentru că de acolo am pornit. Uh, și Puneți întrebarea și, la urma urmei, încearcă să găsești răspunsul. Și încă ceva, cred că, indiferent de ceea ce se întâmplă în jurul nostru, e indiferent, totuși ar fi bine să privim mai pozitiv, să încercăm. Suntem cam pesimiști, da, bun, asta e situația. Ar trebui să fim mai pozitiv. că, la urma urmei, avem o viață și chiar merită trăită, cu toate schimbările astea. Haideți să privim partea pozitivă. Sper că sper că ăsta poate fi mesajul de final, să fii mai pozitiv, nu? schimbă modul de a gândi și îți vei schimba toată viața. Mulțumesc mult de tot, Vali. Ok, așadar, provocările schimbării, subiectul de astăzi, Valentina Iacob, consilier vocațional și life coach, invitata mea și bineînțeles sper că ne-ați urmărit. Pentru cei care au uh, curiozități apropo de ce înseamnă schimbarea, uh, încercați să fiți mai pozitiv, puneți-vă întrebări și veți vedea că viața e frumoasă și merită trăită. Sunt Ghiță Zileru, mulțumesc încă o dată lui Vali pentru prezență, uh, dumneavoastră pentru faptul că ne-ați urmărit până la o nouă întâlnire, vă doresc sănătate și înțelepciune. Numai bine!